Salutare prieteni, eu sunt Body și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale. După cum prea bine vedeți, avem season result-ul din acest sfârșit de sezon și am ajuns noi foarte ușor la Master 1, pot spune, acest sezon. Avem 5023, avem și cel mai bun scor pe care l-am făcut eu pe joc de până acum, la 5000 de trofee. Exact cum am spus sezonul trecut, eram 100% sigur că voi ajunge în Master 1 și dacă mă chinuiam puțin, ajungeam și în Master 2, numai că nu am avut la sfârșitul sezonului atât de mult timp încât să joc mai mult și să pușez, dar nu asta este problema, pentru că următorul sezon o să încerc să merg eu chiar în Master 3, dacă voi reuși, habar n-am, voi încerca să ajung cât mai sus posibil. Dar până atunci avem noi aici câteva chesturi de deschis, din care e posibil să luăm și o legendară, pentru că nu am mai luat de mult timp o legendară din Draft Season Rewards și tare mult aș vrea să aleg și eu încă o legendară din acest chest. Plus, mai am clan chest-ul, mai am și un epic chest și o să jucăm și câteva meciuri în arenă. Începem sezonul de la 4300, prea bine vedeți în Colts acolo, s-a resetat sezonul, dar pentru că am trecut la pragul de master, ne dă și pe noi la 4300, nu mai restez la 4000. Deci da, hai să nu mai pierdem timpul și hai să deschidem noi primul meu chest de Master 1, primul meu draft chest de Master 1, pot spune. Aici clar o să aleg Minion Horde. Toate că puteam să aleg mortarul, la fel aici și Zep sau Goblin. Zep-ul tot așa l-am la maxim, hai să iau Goblin de data asta. Mortar nu prea joc și de aceea nu l-am ales. Heal sau mai degrabă a juca cu heal. Și da, o să avem legendară exact cum prea bine îmi doream, pentru că nu am mai luat de mult o legendară și trebuia să iau o legendară. Hai să vedem ce legendară o să mă pună, dintre ce legendare o să mă pună să aleg. O să alegem între Miner și The Log. Oh, god damn it. Logul l-aș vrea la nivel 4. De fapt, sincer, dacă mă întrebați, l-aș vrea la nivel 5 logul. Îmi place foarte mult. Dar și minerul 2 din 4, dacă le iau pe ăsta cu 3 din 4 și mai pică încă unul, duc și pe la nivel 3. O alegere destul de grea, sincer. Vreau și logul la nivel maxim, dar asta clar în timp o să-l fac. Dar și minerul. Hai să luăm minerul și cred că a fost o alegere ok. Era, dacă luam logul, era doar unul din 10 și... dar da, hai să vedem. Avem aici un epic chest. Cel mai mult aș vrea ca imediat după ce deschidem epic chest-ul să împice un chest foarte bun la quest acolo. Un king, legendary king chest sau ceva cu un legendary chest. Orice, dar vreau să împice un chest bun. Golden chest, ok. Mulțumesc mult. Cel puțin golden chest-ul o să-l facem destul de rapid și... facem cycle-ul și poate după golden chest o să ne pice un chest bun. Bun. Hai să donăm, hai să cerem și noi Goblin Gang pe care vreau să-l duc la nivel maxim și pe ăștia în curând. Hai să deschidem și golden chest-ul și crown chest-ul. Și nimic bun din crown chest. Dar mai avem și noi aici clan chest-ul. Hai să vedem clan chest-ul, dacă o să ne dea o legendară. Nici de aici n-am mai primit de mult timp o legendară, dar primim Goblin Barrel. Cam astea sunt chesturile pe care le-am deschis noi aici. Am cumpărat eu așa și sincer aș mai cumpăra și niște lilieci. Ah, și by the way, am două legendare în shop. Cred că e prima dată, sau probabil n-am fost atent de atât de multe ori în shop, dar cred că e prima dată când observ că am două legendare pe shop pe care le pot cumpăra. Nu știu, cel puțin eu acum observ. Bănuiesc că ați întâlnit și voi chestia asta. Deci, da. Hai să jucăm și noi, să vedem cum începem acest sezon, dacă începem bine sau dacă începem nașpa. Din Challenger 2 începem de data asta. Bun, hai să vedem. Bănuiesc că o să jucăm cu un domn chinez care probabil și el a fost resetat și este primul match pentru că are 4300 fix. Fix 4300, nu 4300 și ceva. Arată a scor de reset. Acum nu știu sigur. O să mă uit imediat după mine să vedem dacă a fost în Master. Dar cel mai sigur a fost în Master. Și pare a avea un deck de Lava Hound. Sincer, din cărțile pe care le-a pus până acum, cam așa mi pare mie. I-am pus damage frumușel. I-am pus damage chiar destul de frumușel pe ambele. Da, exact ce v-am spus. Exact ce v-am spus.
Sincer, aș vrea să pompez, dar în același timp mi-e destul de frică de un balon. Dar riscăm, pentru că dacă pune balonul, sigur are și arrow. Și asta s-a și întâmplat. A pus balonul exact cum am spus și probabil are și arrow-urile pregătite. Exact cum am spus, au rămas 2 minioni acolo care ajută turnul să dea în lava, deși balonul ajunge pe turn și primesc 2 hituri de la el. Dar nu-i nimic, nu-i nimic. I-am mai pus și eu pe dreapta, mi-a pus și el pe dreapta mea, deci pe linia asta i-am pus și eu, mi-a pus și el. Dar partea bună este că am reușit să pompez. Asta e cea mai bună parte din toată șmecheria asta pe care am făcut-o noi aici. Noi am pompat și avem și avantaj pentru că am dat pe 2 turnuri. Ok, de data asta a dat acea rachetă care a fost total value pentru el. Hai să punem în fața muschetirei knight-ul și să venim și cu remul din spate, care nu știu dacă o să se conecteze de data asta, nu s-a mai conectat. Avem și goblinii, o să folosească arrow, să sperăm că folosește arrow, ca să-i avem noi pentru... n-a folosit. Aveam cale liberă dacă folosea arrow pentru a folosi hoardă în momentul în care venea cu pușul mare, dar nu-i nimic, încă stăm bine, încă stăm foarte bine. Bun. Probabil o să aibă racheta pentru stânga. Nu știu exact, n-aș vrea să pun remul, dar totuși îl pun. Da, și l-am pus aproape degeaba pentru că pușul era să tancheze acel rem pentru muschetire. Hai să vedem erorile. Exact. Și probabil o să vină un balon întârziat, nu? Păi atunci o să-i țin trupele în spate și o să dau zap aici pe acei papis care probabil o să... Totuși cred că o să-mi ia turnul cu racheta, dar în momentul ce el o să dea racheta pe turn, eu o să am cale liberă să joc muschetirele și ceea ce înseamnă că pot câștiga destul de ușor. Sper. Hai să vedem. Punem goblinii acolo pentru a distruge acel tombstone. Și acum am nevoie de trupe cu care să distrag turnul și trupele până ce o să iau turnul, evident. Asta s-a și întâmplat. Bun. Bun, bun, bun. Ăsta este primul match din acest sezon. Avem și un silver chest. A fost destul de easy. De la început am știut că este un jucător de lava și hai să vedem. Da, a fost un jucător care a fost în Master 1 și a fost resetat. Primul său match a dat de mine și din păcate a pierdut. By the way, săptămâna asta o să urmeze încă câteva episoade destul de interesante. O să revenim și noi pe contul de level 1. O să avem și câteva live-uri și am aici câteva cartonașe pe care le-am primit de la un abonat cu cărțile din joc. Și vreau să facem un episod în care să alegem și alegem cărți fără să le văd. Gen, o să le țin cu spatele, dar dacă le țin cu spatele la cameră, eu văd fața lor, deci nu e bine. Și ar trebui să le țin cu fața la cameră și dacă țin cu fața la cameră, o să mă uit în OBS, acolo unde fac screen mirroring și tot o să văd cărțile. O să vedem cum facem, o să le pun aici undeva și o să le aleg cu spatele, în așa fel încât să nu le văd. O să aleg 8 cărți și la alegere, random, și o să facem un deck cu care o să ne jucăm noi, cred că dacă e un deck care e destul de bun, direct în arenă. Vom vedea. Vom vedea, o să avem un episod de genul pentru că mi se pare foarte interesant, mi s-au părut interesante cărțile în sine și am zis, bă, putem face ceva interesant cu ele. Dacă aveți și voi idei ce am putea face cu cărțile astea, lăsați-mi-le în secțiunea de comentarii, oricum un episod în care o să facem deck-uri random cu cărțile de aici o să facem și dacă aveți și alte idei, de exemplu, nu știu, ia 4 cărți de aici și 4 pune-le tu sau orice idee aveți, lăsați-mi-le în secțiunea de comentarii și poate facem ceva interesant cu cărțile astea pe care le avem aici. Dar până atunci hai să mai dăm noi încă un match. Dacă am început bine, asta înseamnă că trebuie să terminăm și sezonul cu bine. Și asta sper să se și întâmple la sfârșitul sezonului. Uite, încă unul Lucas, care bănuiesc că este primul match al lui. La noi deja este al doilea match, dar nu asta contează. Așa a început și celălalt, dacă nu mă înșel. Tot cu gang-ul din spate și tot racheta avea. Să nu-mi spui că are să nu spui că are lava, deși pe ăsta îl simt așa a fi un Xbox sau un mortar, nu știu de ce. Deci dacă îl ghicești și pe ăsta cu ce deck joacă, doar din primele 2 cărți jucate, pot spune că sunt magician. Mi-a făcut schemă și m-a păcălit. Am dat zap-ul ăla inutil, dar da, m-a păcălit. M-a păcălit.
Hai să încercăm să-l păcălim și noi acum, este rândul nostru să-l păcălim. Avem două muschetire cu jumătate de knight, de fapt mai bine de jumătate de knight. Mai are ceva viață knight-ul la pe el. A dat acolo log care e bun. Și tot se apără, pune o grămadă de trupe ca să nu primească hituri de la muschetire. Am dat acolo 3 hituri dacă nu mă înșel, 2 sau 3. Faza urâtă este că are un log bait de fapt. Nu am văzut toate cărțile, dar are un log bait. Hai să încercăm să pompăm în jumătate. Poate aici nu o să ne mai scoată pompa, deși sunt sigur că o să ne scoată. Vreau să nu mai iau țeapă de la el și o să aștept până... Ba da, o să ne scoată pompa. Am așteptat până ce am văzut că goblinii sunt fix pe turn ca să dau zepul fix pe ei. Nu aveam chef să mai rate zepul încă o dată. Hai să punem ăștia. Am văzut Goblin Gang-ul și am zis ăștia. Hai să punem Knight-ul să nu luăm hituri de la Goblin Gang. Deși am primit acolo câteva de la Spear. Se apără foarte bine pentru că are prințesa aia, are și logul. Are un răspuns destul de bun pentru cele trei muschetire. Bănesc acum o să folosească pentru cele două prințesa. Oh, nu? Nu. Ok. S-au ajuns la rachet din nou, probabil. Da, a ajuns la rachet. Avem doi barbari, avem și hoarda care vine din spate. Ok, cât de rapid este cycle-ul ăsta pe care tot îl face el. Deci are deja două prințese la el în bază. Ok, asta e mai în spate, asta e mult mai în spate, l-am văzut din prima că l-aruncă mult mai în spate și de data asta nu m-a mai păcălit. Bun. Hai să vedem dacă Remul se va duce în fața muschetirei. Nu, Remul nu se va duce în fața muschetirei. Muschetirea a tancat pentru Battle Ram care se sparge în tur. S-a spart în tur Battle Ramul. Asta e de bine. Asta e de bine, pot spune. Asta cred că e pe turn. A fost pe turn. Ok. Aș pune Battle Ram aici și asta o să și fac. Nu. Hai să punem muschetirele. Cele două. Are cycle foarte rapid el. Asta e problema pe care o am eu cu decurile astea, pentru că are cycle foarte rapid, ajunge din nou foarte repede la rachetă și la trupele cu care se poate apăra foarte bine de trei muschetire, cum ar fi prințesa. Cred că asta o să fie un draw. Asta dacă nu va ataca el acum cu... Ok, ăsta e mult mai în spate din nou. E mult mai în spate, l-am văzut. Dacă pun Goblin Gang, probabil îmi iau log, așa că aștept să dea logul și apoi dau Goblin Gang-ul. Da, cred că tragem la un draw, amândoi. Deși el, sincer, asta e pe turn. Bun. Trebuie să-i vezi direcția pe care o are acel Goblin Barrel, pentru că dacă îl vezi că se duce puțin mai în sus, clar o să vină mult mai în spate, înspre tine ca jucător, ca momentul în care te joci mult mai spre tine. Da, gen cam a jucat bine tipul, Lucas, a jucat bine, a fost Master 2 ăsta, ba chiar. Foarte bine a jucat, avea și trupe destul de bune, dar sincer cred că m-am apărat destul de bine. La un moment dat deja era puțin peste mine pentru că deja el îmi dădea mult mai mult damage, dar da, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați de butonul de like să-l rupeți. Dacă nu te-ai abonat la canal, să te abonezi la canal apăsând butonul de subscribe, care nu trebuie să fie roșu, butonul de subscribe trebuie să fie gri sau transparent, nu știu exact cum să-i spun că e transparent sau că e gri, cel puțin nu trebuie să fie roșu, ok? Dacă nu ești abonat, abonează-te chiar acum pentru a fi la curent cu toate episoadele pe care le postez. Și dacă vrei să vezi clipurile imediat ce le postez, nu uita de clopoțelul de notification. Da, cam atât cu episodul ăsta. Eu am fost Body, iar până data viitoare ne vedem în arena. Pa, pa!